Și astăzi vorbeam cu o mămică în sesiunea de coordonare că îmi spunea, știe să numere, știe toate cifrele, știe toate literele, știe toate puzzle-urile. Problema este că are 6 ani și el nu știe să-mi ceară ceea ce are nevoie. Și când am întrebat ce, cum arată planul, mi-a spus, nici n-am plan și în momentul în care am întrebat de planul respectiv, mi-a spus că nu este copilul încă la nivelul la care să aibă nevoie de un plan de intervenție. Nu este adevărat, copiii au nevoie de planuri de intervenție de la început. Este ca și când tu te-ai duce acum pentru că, nu știu, te doare foarte tare stomacul și te-ai duce la un medic care ți-ar spune, stai liniștit, nu te evaluezi acum, că nu ești tu încă la nivelul la care să te evaluezi. Păi, domne, eu vin că mă doare burta. Am nevoie să-mi spui ce am pe baza evaluării și apoi să-mi dai un tratament. Același lucru se întâmplă și la copii. Nu există nu am un plan de intervenție pentru că nu e copilul la nivelul ăla. Copilul este la nivelul la care e. Tu trebuie să-l evaluezi și să vezi ce are, în ce punct este acum și ce poți să faci ca să depășească punctul respectiv.